primăria Casincea a decis prin dumneavoastră ca marile personalități ale localității să fie cinstite într-un parc. Spuneți-ne despre acest proiect, în primul rând de unde ați obținut finanțarea și care este valoarea acestei finanțări? Păi am zis că povestea, mica noastră poveste, să înceapă de aici. Aici ne aflăm în centrul comunei, se poate vedea stânga și dreapta, sunt două blocuri, singurele blocuri construite pe timpul lui Ceaușescu. Noi, și iar aici unde stăm noi, până acum vreo 2 ani de zile, au fost cotețele de animale și de porci ale celor care stau la bloc. Ne-am gândit că acest lucru nu mai este posibil și că în centrul comunei să amenajăm un parc. După cum se vede, parcul acesta l-am construit anul trecut. El este încă, cum să zic, încă nu este terminat. Și fiind în centrul satului, ne-am gândit că ar fi corect din partea noastră să cinstim memoria celor care ne-au reprezentat cu cinste și au făcut ca, comuna noastră să fie auzită și prin alte părți. Este vorba de 3 personalități ale comunei Casincea și aș putea să încep cu scriitorul Ioan Mircea Casincea, membru al Uniunii Scriitorilor, născut acum 86 de ani în Casincea, actualmente trăiește în Turda. Un om extraordinar, domnul Casincea, vreau să știți că în fiecare an premiază primele 18 medii din Școala Generală Casincea cu o sumă de 500 de lei. A doua personalitate pe care vrem să-i montăm bustul aici, în acest parc, este pictorul Anton Lazar. Anton Lazar s-a născut în Casincea la vârsta de 17 ani, 18 ani, a trebuit să plece pe timpul comuniștilor pentru că se părea că a făcut parte din garda legionară. În sfârșit, el a plecat, s-a stabilit la Cluj și acolo și-a dezvoltat talentul. A fost un pictor cunoscut pe timpul comuniștilor, a reprezentat România în Polonia, în URSS, în RD germană și acum 10 ani de zile la Cluj, Muzeul de Artă din Cluj i-au onorat memoria cu o expoziție personală. A treia personalitate a comunei Casincea, unde noi vrem să-i punem bustul aici, este profesor doctor Mircea Ciurea, născut în Casincea. Tatăl doctorului Ciurea a fost învățător 40 de ani aici, în comuna noastră, un învățător reprezentativ pentru comună. Mircea Ciurea, profesor doctor Mircea Ciurea, s-a stins din viață acum 3 ani de zile și lui vrem să-i așezăm bustul în acest parc. Sigur că ăsta este un început și cum totul începe cu un început, continuă cu cuprinsul și se termină cu sfârșitul, până la sfârșit o să mai treacă multă vreme și sigur că între timp parcul o să fie populat și cu alte personalități. Bugetul pentru acest proiect este din fonduri proprii? Da, bugetul parcului este din fonduri proprii. La cât ajunge această investiție? Păi parcul ne-a costat cam în jur de 150.000 de lei. Intenția noastră este ca an de an să putem să mărim spațiul verde din comună. După că vezi, și în spate avem un parc pentru copii, în fața blocului, dacă ați observat, avem un parc pentru copii. Aici, în partea dreaptă, la blocul care se vede, blocul de altfel reabilitate termic, după cum se vede, am demolat și acolo tot ce a fost construcție fără autorizație, am nivelat și urmează și acolo să facem un parc cu spații verde, cu flori și cu locuri de joacă pentru copii. Ce spun oamenii atunci când văd că aceste proiecte se ridică în fața geamurilor lor? Domnule, să știți că când am hotărât să le stricăm cotețele astea, deci cei de la blocuri au făcut balet, ca să zic așa. Au avut oarecare opoziție, dar acum când se uită pe fereastră și vede ce frumos este parcul și cu trandafirii, și-au schimbat poziția. Ei, dar în schimb lumea din sat apreciază foarte mult aceste lucruri pentru că schimbă fața comunei.